evident că ultima dată când am spus ce era de spus la București, am menționat faptul că va urma o perioadă de analiză, de introspecție și voi anunța care este calea pe care voi merge mai departe. Sigur, am avut această perioadă de reflecție, m-am consultat cu colegi din PNL, cu primari, colegi primari, cu tineretul liberal, cu oameni simpli de pe stradă care m-au oprit și mi-au spus să nu cedez, să merg mai departe, să nu lăsăm Timișul la tocmeala celor de la București și să avem o alternativă de dreapta în județul nostru la alegerile locale din 9 iulie. Toți mi-au cerut să continui această luptă. Toți mi-au solicitat să mă lupt în continuare pentru Timiș și pentru liberalismul de aici, din județul nostru. Am spus că mă lupt până la capăt pentru PNL și așa am făcut. Acum trebuie să luptăm până la capăt pentru dreapta românească aici, în județul nostru, și pentru liberalii care merită o opțiune de dreapta la alegerile din 9 iunie în județul Timiș. Nu putem să ne întoarcem ca pe vremea comuniștilor și să avem un singur candidat real în persoana domnului Simons. Sigur, am finalizat discuțiile cu domnul președinte Orban și am convenit să candidez la Consiliul Județean Timiș, la președinția Consiliului Județean Timiș, din partea formațiunii Forța Dreptei. Am făcut pasul către cea mai autentică formațiune liberală care a rămas pe scena politică din România, deoarece sunt un om de dreapta. Sunt și voi fi liberal. De 20 de ani am fost promotorul și voi fi în continuare promotorul valorilor liberale aici în Timiș, unde îmi desfășor activitatea de atâta vreme. Vă mărturisesc că a fost o decizie extrem, extrem de grea, însă nu am avut de ales. Ați văzut, practic, cei de la București m-au exclus de facto din Partidul Național Liberal, deoarece Ciucă și Bode l-au făcut pe Simonis călăul PNL Timiș. Practic, prin această operațiune specială a PSD de anexare a PNL în Timiș și nu numai în Timiș, în foarte multe locuri din țară, poate chiar la nivel național, prin această operațiune specială ne apropiem foarte mult de modul de acțiune sovietic și din acest punct de vedere am dorit și vreau în continuare să mă delimitez fundamental de aceste acțiuni ale foștilor mei deja colegi. Filiala PNL din județul nostru a fost vândută de fapt nici măcar vândută, ci făcută cadou, dată gratis PSD-ului. Munca a zeci de primari, a sute de aleși locali, responsabili de zonă și membrii simpli din PNL, membrii loiali partidului, au fost aruncate la gunoi pentru a satisface interesele personale ale câtorva șefi de la București. Așa cum ați auzit, mi s-au oferit diverse funcții, poziții pe persoană fizică, dar am spus nu răspicat, deoarece nicio clipă soarta PNL nu a fost băgată în seamă sau protejată prin astfel de aranjament. Nu aș mai fi putut să mă uit în ochii colegilor mei care au ieșit în stradă, în Piața Unirii, acum o săptămână, dacă eu aș fi acceptat să-mi satisfac un presupus interes personal. Și am păstrat linia dreaptă, așa cum voi face și în continuare, și indiferent cât de greu va fi, știu că va fi lupta foarte grea cu PSD-ul, eu și colegii mei
vom păstra linia dreaptă, autentică a liberalismului aici, în Timiș și în Timișoara. A fost extrem de dureros să văd cum voturile timișorenilor și ale timișenilor au fost tranzacționate de conducerea toxică de la București. Am refuzat să iau parte la șmecherii electorale și am ales să rămân fidel principiilor mele și fidel celor peste 100.000 de voturi ale timișenilor care mi-au dat încrederea în urmă cu 4 ani. Am convingerea că au rămas alături de mine membrii și simpatizanți PNL Timiș, pe care nu am de gând să îi dezamăgesc așa cum au făcut-o Ciucă și Bode. În următoarea perioadă, primari și lideri de organizații locale de la PNL se vor alătura Forței Dreptei, dar vă rog, evident, să nu-mi cereți acum să vin să dau nume și nici numărul lor, pentru că, după cum ați văzut, dictatorii de la București abia așteaptă să-i lovească din nou. Am stabilit un calendar și ne vom ține de el. Cei care vor veni alături de noi vor fi anunțați public, dar vă spun că și mai mulți vor rămâne în PNL și ne vor sprijini de acolo. Tuturor le mulțumesc pentru încredere și, așa cum am discutat și cu președintele Orban, îi asigur că e vorba doar de o perioadă de tranziție până când ne vom reîntâlni cu toții într-un PNL sau într-o formațiune de dreapta adevărată, care nu va mai fi remorca unui partid de stânga. Deocamdată privim îngroziți operațiunea aceasta specială de anexare totală a PNL de către PSD. Am avut și întâlniri cu președintele USR, Dominic Fritz. Știu că mulți o să puneți întrebări legate de acest aspect și am înțeles, practic, de ce ani de zile cetățenii, oamenii simpli, neimplicați politic, ne cereau, ne încurajau să lucrăm împreună. Momentele acestea de criză au deschis ferestre de comunicare. Cred că putem forma un tandem redutabil care să răspundă cu sinceritate așteptărilor electoratului de dreapta în Timișoara. Vom promova valori liberale, curate și nu opțiuni vopsite. Unora li s-a părut exagerat când am spus că Ciucă și Bode au călcat în picioare idealurile celor care au ieșit în stradă în Timișoara la Revoluție în decembrie 1989, dar eu chiar cred acest lucru. În 1989 nu s-a murit pentru dictate de la București și nici pentru decizii arbitrare venite de la capitală. Și în niciun caz pentru a duce socialismul la putere. La 34 de ani de la Revoluție, un militar a tras din nou în Timișoreni. A mitraliat speranțele și idealurile timișorenilor. Iar acest lucru este de neacceptat pentru noi, cei care suntem oarecum priviți ca niște animale sălbatice de către cei de la București, care trebuie strunite cu biciul sau cu sabia. Dar voi lupta până la capăt și, evident, mă supun deciziei alegătorilor, nu miticilor cu pretenții de maestri păpușari. Alianța PSD-PNL, această simbioză nefirească contra naturii, are un singur scop, acela de a acapara puterea după modelul Putin-Medvedev. Timișoara poate arăta încă o dată că se opune totalitarismului și tendințelor dictatoriale, mai ales că Simonis, nici măcar știm cu toții, nu va rămâne să-și asume conducerea aici în eventualitatea puțin probabilă că va câștiga, nu va rămâne aici la noi în provincie, ci își va pune unul dintre locotenenții săi de mâna a doua în loc. Cam atât am avut de declarat. În continuare, permiteți-mi să-i dau cuvântul domnului președinte Orban, mulțumindu-i încă o dată pentru prezența domniei sale aici la noi la Timișoara. Domnule președinte. Sărmâna, bună ziua.
Îi urez bun venit acasă lui Alin Nica, chiar dacă noi, liberalii autentici din Forța Dreptei, nu mai putem să ne promovăm ideile, valorile și principiile sub blazonul PNL. Noi suntem liberali, Alin Nica este liberal și împreună, unindu-ne forțele, vom reuși să împiedicăm tentativa PSD de a pune mâna pe acest județ simbolic, județul Timiș. Timișoara este primul oraș eliberat de dictatura comunistă. Timișoara este orașul care a lansat proclamația de la Timișoara și este orașul care a fost permanent în avangarda luptei pentru democrație, pentru libertate, pentru tot ceea ce înseamnă binefacerile unei societăți democratice, dezvoltate și civilizate. Și suntem convinși că așa va rămâne. Din păcate, o juntă militară a fost impusă în fruntea Partidului Național Liberal, iar această juntă militară ucide pas cu pas orice urmă de liberalism și de democrație în Partidul Național Liberal. Noi, cei din Forța Dreptei, suntem liberalii care nu ne-am predat PSD, nu am făcut niciun pas în spate, nu am cedat la niciun fel de amenințare, chiar și atunci când artileria grea a țintit spre noi, și suntem convinși că, așa cum uleiul se ridică la suprafața apei, la fel, liberalii autentici vor fi aceia care îi vor determina pe oameni să înțeleagă că România nu este condamnată să fie dominată de același sistem putred care a pus mâna pe putere în urmă cu 34 de ani, care mimează democrația și care de fapt își bate joc de cetățean și încearcă să se perpetueze în mod ilegitim la putere. Revenind la Timiș, m-aș bucura foarte mult ca Alianța Dreapta Unită să ajungă cât mai repede prin negocieri serioase la definitivarea candidaturilor, atât la nivelul județului, cât și la nivelul fiecarei comunități locale din județul Timiș, și să începem cât mai repede bătălia pentru apărarea județului Timiș de clanurile mafiote care încearcă să-l sufoce prin tentaculele lor. Am convingerea că Alin Nica este un candidat redutabil pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Am convingerea că Dominic Friț este un primar care a demonstrat în cei 4 ani în care a acționat ca și primar, un primar care are viziune și care poate să ofere Timișoarei dezvoltarea pe care o merită fiecare timișorean. De asemenea, sunt convins că oricâte minciuni vor lansa în spațiu public comasați, că oricâte mâini vor încerca să sucească pe la spate, că oricât de multe resurse vor arunca în joc pentru a îi păcăli pe timișoreni și pe timișeni, nu vor reuși, pentru că banatul-i fruncea, cum se spune, și închei prin a le transmite un mesaj tuturor liberalilor din țară: priviți ce se întâmplă în județul Timiș, vă readuc aminte acea zicere înțeleaptă, azi în Timișoara, mâine în toată țara. Vă mulțumesc și vă stăm la dispoziție cu răspunsuri la întrebări. Vă rog. Când a fost alegerile pentru Chilea la
Sigur. Vă răspundem amândoi. Sigur, vă răspund într-un mod, să zicem, mai plastic. Îmi e mai teamă de unanimitățile pesediste decât de contrele și conflictele și diversitatea de opinii, până la urmă, care caracterizează liberalismul. Așa că, sigur, am avut păreri contrare, dar niciodată nu ne-am aruncat cuvinte grele peste care să nu trecem. Am avut viziuni diferite, să zicem, la momentul respectiv, cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Timișoara, dar ceea ce am văzut la unii dintre colegii mei că fac alături de PSD este strigător la cer. Nu poți să ai pupături dulci peste flegme groase. Ori în politică știu că trebuie să existe flexibilitate, dar nu o supunere din aceasta totală după ce ani de zile ți-ai aruncat cuvinte grele, acum să vii și să pupi poala adversarului ideologic și politic de zeci de ani. Ori sub acest aspect, cred că echilibrul în declarații politice sau măcar consecvența, evident, consecvența cu cele pe care le faci, chiar dacă sunt dure, trebuie să existe și acest lucru ne-a caracterizat și pe mine și pe domnul Orban. Nu l-ați auzit pe domnul Orban să repudieze acea acuză la adresa PSD-ului de ciuma roșie. Pe când alți colegi acum stau la masă cu ciuma roșie. Deci din punctul acesta de vedere, ori ești echilibrat și nu spui nimic de adversar sau spui câteva cuvinte pe care după aceea să poți trece peste ele, sau atunci dacă iei o poziție tranșantă, trebuie să te ții de ea până la capăt, dacă asta este ceea ce crezi cu adevărat. Domnule președinte. Pentru mine lucrurile sunt simple. Am contribuit la desemnarea lui Alin Nica ca și candidat al PNL la președinția Consiliului Județean. Am susținut campania lui Alin Nica ca și candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean, prin care Alin Nica a câștigat votul timișenilor pentru a ajunge președintele Consiliului Județean și în continuare susțin candidatura lui Alin Nica pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, cu atât mai mult cu cât ne batem cu aceiași adversari politici. PSD, acum de data asta, PSD care mai are niște vagoane cu niște soldați care au îmbrăcat de curând haina PSD și care, chiar dacă se pretinde la PNL, nu sunt altceva decât niște slugi ale PSD. În ceea ce privește opțiunile noastre diferite de-a lungul timpului, vă readuc aminte că în anumite momente Alin Nica a fost împreună cu mine în PNL, în alte momente am fost pe poziții diferite, dar lucrul ăsta era normal în Partidul Național Liberal. Aduceți-vă aminte câte conferințe județene competitive, democratice au avut loc de-a lungul timpului, câte congrese. La noi n-a fost cu procesul verbal scris dinainte, cu un singur candidat, așa cum s-a ales Simonis. Cred că n-a îndrăznit nimeni să-și depună candidatura, să conteste candidatura lui Simonis la președinția PSD. Simonis, de altfel, e obișnuit să fie numit, pentru că i-a fost frică inclusiv să aleagă. El nu e președinte ales al Camerei Deputaților, el e numai președinte interimar, adică e vicepreședinte care exercită atribuțiile. Probabil dacă vrea să ajungă președinte al Consiliului Județean, poate să candideze la Consiliul Județean, să aleagă vicepreședinte, poate îi deleagă vreodată atribuțiile Alin Nica după ce va recâștiga un nou mandat la președinția Consiliului Județean, dar sincer mă îndoiesc că se va întâmpla așa.
Domnul Mica, revenim totuși la ceea ce s-a întâmplat în 2021, mai exact la Filarmonica. Imediat după evenimentul de atunci, dumneavoastră ați scris pe Facebook-ul de Snug, iar finalul era apoteotic, să spun așa, citesc din memorie, Ludovic Orban nu mai este președintele meu astăzi. Este Ludovic Orban președintele dumneavoastră? Evident că da. Ce s-a schimbat atunci? Interes. Evident că acele acțiuni, evident că acele acțiuni reprobabile ale foștilor mei colegi, mă refer la Raul Ambruș, care era în momentul respectiv în PNL, nu le girez nici acum. Nu le girez nici acum, cum n-aș face niciodată, însă mi se pare că principiile și valorile în care credem, care sunt o constantă, acelea nu se pot schimba. Da, în momentul respectiv exista o competiție internă la nivel central între președintele Orban și Florin Câțu și am ales să-l sprijin pe Florin Câțu. Din această perspectivă, acea declarație se referea că nu mai este Ludovic Orban președintele meu pe care eu îl voi alege la Congres. În rest, am toată aprecierea pentru domnul președinte Orban pentru experiența politică pe care o are, spre deosebire de actuala conducere a PNL. Niciodată domnul Orban n-ar fi luat deciziile și compromisurile, n-ar fi făcut compromisurile josnice la care s-au dedat cei din conducerea PNL actuală. Domnul Orban și-a păstrat steagul sus al luptei împotriva PSD-ului și nu a abdicat niciodată de la acest lucru și din acest motiv, în momentul de față, da, domnul Orban este președintele meu. Dănuț Groza este un primar, unul dintre cei mai activi primari din județul Timiș, un primar pe care îl respect, cu care am făcut echipă și fac echipă în continuare. Decizia îi va aparține lui Dănuț Groza dacă va veni sau nu în Forța Dreptei, dar categoric Dănuț Groza mă va susține în campania electorală locală din 9 iunie și sub nicio formă nu va îndemna cetățenii să voteze cu Simonis. Chiar mâine voi fi la Sfântul Nicolae Mare să semnăm un contract pentru o investiție publică majoră din oraș și îl veți auzi pe Dănuț ce va spune legat de sprijinul pe care mi-l va da în alegeri, așa că o să auziți de la sursă. Da. Și cât am fost primar, vreme de 17 ani, am avut, să zicem, nefericirea de a fi în majoritatea timpului în opoziție și totuși m-am bazat pe fondurile europene și pe programele de unde am putut să atrag bani. La fel voi face și în continuare. În acești 3 ani de zile am atras sume record la Consiliul Județean, peste 1,5 miliarde de lei contracte semnate și aflate în implementare, fonduri externe și nerambursabile și încă 500 de milioane care sunt în curs de semnare și de aprobare. Deci, din această perspectivă, nu-mi fac nicio problemă. Am fost eficient și acum în această perioadă și, sincer, cei de la București nu prea au ajutat Timișul nici în această perioadă. Sunt curios să vedem dacă se vor ține de cuvânt cu stadionul. Dar, evident că în continuare mă bazez pe capacitatea mea administrativă și a echipei mele de la Consiliul Județean de a atrage finanțări nerambursabile și dovezile le vedeți concret pe teren, acel drum expres, practic, îi spun drum expres, lăgirea la 4 benzi a drumului județean 691 între Timișoara și Autostrada 1, a fost realizat efectiv în teren în mai puțin de un an, deci se poate. Am salvat un proiect european. Noua maternitate, principala realizare din domeniul sănătății din ultimii 50 de ani, e o realizare cu bani europeni făcută de Consiliul Județean în acest mandat. E adevărat un proiect câștigat înainte de 2020, dar dus la bun sfârșit acum. Și exemplele pot continua. Deci nu îmi fac probleme din acest punct de vedere, pentru că atunci când ai experiența administrativă și știi ce trebuie să faci,
poți să atragi și să, bani și să fii convingător. Am să vă dau un răspuns foarte scurt și foarte simplu. Noi ne batem să câștigăm și alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare. Să aruncăm la lada de gunoi a istoriei acest guvern care și-a bătut joc de România. Așa că eu îi garantez că Alin Nica, odată intrat în Forța Dreptă, este parte într-o structură politică, o alianță a forțelor politice democratice de dreapta, care se bate pentru câștigarea alegerilor prezidențiale și parlamentare. Mie îmi place să anunț decizia. Am fost întrebat toată săptămâna trecută, vine Alin Nica la dumneavoastră, va candida Alin Nica la președinția Consiliului Județean? Am preferat să nu răspund decât după ce am discutat cu domnul Alin Nica și împreună am convenit asupra acestei decizii pe care vă prezentăm astăzi. În privința candidaturii la funcția de președinte, evident că sunt hotărât să intru în competiția pentru desemnarea candidaturii la prezidențiale, dar că, în mod evident, decizia trebuie luată în alianță și că decizia trebuie să aibă la bază niște criterii obiective pe baza cărora să alegem candidatul care este cel mai bun și care are cea mai mare șansă să câștige alegerile prezidențiale. Și v-aș mai răspunde cu o chestiune la întrebarea aceasta legat de banii de la București. Nu sunt de acord. Sunt de acord că contează sprijinul Guvernului de la București, dar nu sunt de acord cu condiționarea acestui sprijin de renunțarea la opțiunile noastre și valorile și principiile în care credem noi aici la Timișoara. Ori, practic, domnul Simoni și PSD-ul asta oferă Timișului și Timișoarei, bani contra abdicarea de la valori și de la principii. Ori acest lucru este inacceptabil din punctul meu de vedere. Domnul Nica, de asta v-a acuzat și USR-ul pe dumneavoastră, în faptul că ați dat bani primăriilor pe criterii exclusiv politice. Asta au reclamat în... Reiau ceea ce am spus și atunci când am făcut acele alocări. A fost o echilibrare față de dezechilibrarea făcută de către guvern prin hotărârea de guvern de repartizarea sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului și față de modul de repartizare a banilor prin anexa 7.3 de la legea bugetului de stat. Deci a fost pur și simplu o reechilibrare. La noi în Timiș întotdeauna a existat un echilibru, să zicem, o cutumă. Nu ca în alte județe să dai zero la opoziție și toți banii să-i dai la comunele și primarii sau orașele, primarii de orașe care sunt din coaliția care conduce Consiliul Județean. Niciodată nu s-a întâmplat acest lucru în Timiș și nu s-a întâmplat nici în timpul mandatului meu. Bun, la începutul meu martie spuneați că, atunci când ați fost la sediul la USR, spuneați că fiecare din cele trei partide din Alianța Dreapta Unită își va desemna câte un candidat pentru președinția Consiliului Județean și apoi va fi luată o decizie în ceea ce privește candidatul final, cel care va apărea în listă. Faptul că domnul Nica trece la dumneavoastră înseamnă că treaba aia s-a prescris. Îi mulțumesc în primul rând domnului Claudiu Chira, președintele Forța Dreptei Timiș, pentru că de la Claudiu Chira a venit inițiativa de a-l propune pe Alin Nica din partea filialei județene Timiș ca și candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean. Vor urma discuții și negocieri în alianță. În mod evident, când se va lua o decizie la nivelul alianței, această decizie va fi făcută publică. Dar trebuie să înțelegeți, pentru că discuții au existat. Și astăzi vedem... Este candidatul susținut de Forța Dreptei la președinția Consiliului Județean. Vă repet, vor urma discuții în alianță. Și după ce se vor lua decizii la nivelul alianței, ele vor fi făcute publice. Adică dumneavoastră ziceți că domnul Nica s-ar putea să vină ușa de decor în Forța Dreptei. Există și posibilitatea ca Forța Dreptei? Să nu interpretați în sens diferit ceea ce am spus. Eu am spus când se vor lua decizii, ele vor fi făcute publice. Eu sunt convins că vom găsi cea mai bună cale astfel încât să formeze un tandem redutabil care să garanteze câștigarea președinției Consiliului Județean și primăriei municipiului Timișoara. Da, discuțiile astea sunt vechi, de știm și noi, de cel puțin 3-4 săptămâni. Ce s-a întâmplat? E clar că e... Nu s-a întâmplat nimic, nu există nicio înțelegere, ci sunt negocieri.
negocieri firești care trebuie să se definitiveze, în care nu contează numai o singură poziție, contează tot ce se negociază, să se definitiveze candidaturile la toate primăriile din județ. Aici, asta presupune, practic, negocierile în alianță. Nu numai desemnarea candidatului la președinția Consiliului Județean și la primăria municipiului Timișoara. Și toate celelalte structuri. Dumneavoastră astăzi sunteți în PNL, candidatul 9 iunie sub sigla Alianței. Rămâneți președinte de Consiliul PNL până în septembrie și după aia treceți la Forța Dreptei sau cum? Nu, astăzi este membru Forța Dreptei. Conform legii, pot să depun candidatura din partea oricărei formațiuni, fără a pierde mandatul de la Consiliul Județean, în termenul stabilit de lege, 60 de zile înainte de data alegerilor. În momentul depunerii candidaturii, efectiv, se pierde calitatea de membru a partidului din care am făcut parte și, evident, că se asumă calitatea de membru a noii formațiuni politice pe care am anunțat-o astăzi aici. În afara intervalului de 60 de zile nu e posibilă o astfel de mișcare, din punct de vedere tehnic. Dorința mea este exprimată clar, fără echivoc și e irevocabilă și calitatea de membru a Forței Dreptei de facto începe de astăzi, odată cu acceptul de facto primit de la președintele Forței Dreptei, domnul Ludovic Orban. Iar în continuare, evident că vor exista aceste discuții și cu ceilalți membri ai Alianței Dreapta Unită pentru a avea un candidat unic la președinția Consiliului Județean Timiș, dar aceste lucruri, evident, le vom comunica în perioada următoare. Ați scris o demisie de la PNL sau cum ați scris membru și sau cum? Înscrierea conform legii partidelor. Ascultați-mă, conform legii partidelor, înscrierea într-un partid politic echivalează cu demisia din partidul în care ai fost membru anterior. Așa spune legea partidelor. Ba, îi dau voi să răspund, eu v-am dat un răspuns ajutător. Răspunsul e cel pe care l-a dat domnul președinte Orban, nu-l mai repet, pentru că am spus înainte de domnia sa cam același lucru cu alte cuvinte. Domnul Orban, da. Revenind un pic la chestia cu domnul Grozafu și acele înregistrări de la partid, multe lume vă reproșa, efectiv, Dănuț Groza. Adică poate și mărgirea dumneavoastră a fost în mare parte și din cauza lui Dănuț Groza. Nu credeți că... Poate greșiți, continuând această colaborare foarte strânsă cu primarul din Sfântul Nicolae. Nu greșesc, îmi asum toate colaborările pe care le-am și le-am avut. E adevărat, cu oamenii uneori te mai înșeli, pentru că există anumite incompatibilități pe care se descoperă de-a lungul timpului, dar nu este cazul în momentul de față. Dănuț Groza a fost unul dintre cei mai buni secretari general pe care PNL Timiș a avut. Am fi avut șansa să câștigăm peste 50 de primării în județ, inclusiv primăria Timișoara. Din păcate, decizia luată de cei de la București a dus la, practic, o anexare a PNL Timiș de către PSD Timiș, iar în perioada următoare veți vedea o destructurare, practic, a filialei PNL Timiș. Deja o parte din membri au plecat la PSD, alții vor veni către Forța Dreptei, unii vor rămâne pentru că deja și-au anunțat candidaturile, dar vor face campanie pentru Alin Nica, nu pentru Simonis. Deci veți vedea o disoluție și organizatorică și în ceea ce privește mesajul public pe care îl va transmite filiala prin vectorii săi de imagine. Iar acest lucru, pentru mine, care am pus suflet în acești 3 ani de zile, este un lucru foarte trist. Vor fi primari PNL care vor apărea în comunele lor cu dumneavoastră pe afiș? Evident că da. Pe afiș? Evident că da și public, în manifestări publice, se vor afișa cu mine și vor declara public susținerea pentru mine. PNL? Da, da, da. Și apar dumneavoastră? Evident că da. Vă fi dați afară?
Dacă vor fi dați afară, îi așteptăm în forța dreptei, atunci clar că nu mai au niciun motiv să rămână acolo. Vreau să înțelegeți un lucru. De ce unii primari vor alege să rămână în PNL în continuare? Pentru că sunt situații diferite la nivelul fiecărei localități. Evident că fiecare primar care are acum o majoritate în Consiliul Local și-ar pune-o în primejdie dacă ar face o mișcare foarte bruscă, ar dezorienta oarecum membrii și simpatizanții. Dar în același timp, dacă se merge pe o alianță cu PSD-ul și li se impune un anumit candidat sau o listă comună de consilieri locale, evident că acest lucru e inacceptabil pentru ei și vor face pasul către Forța Dreptului sau alte formațiuni politice. Ați fost candidat și pe lista de consilieri la Consiliul Județean, tot la președinție? Astăzi, obiectul conferinței de presă este strict această candidatură din partea mea la Forța Dreptei, la Consiliul Județean. Urmează, evident, discuții și cu ceilalți colegi de alianță, pentru că va fi o listă comună. Sigur că dacă se va considera, și cred că în general cam așa se consideră, candidatul este cap de listă, sigur îmi voi asuma această postură. Domnule, doamne, vă ascult. Voiam să vă întreb, pentru că reclamați militarizarea PNL-ului, credeți că aveți și dumneavoastră vreo responsabilitate? Și mă refer la acel moment în care l-ați ridicat pe Claus Iohannis la rangul de general. Da, aia e o ciorbă reîncălzită. O ciorbă reîncălzită din 2014. Eram la Dâmbovița, unde eram președintele organizației și era un eveniment electoral în 2014, când lui Iohannis nu-i dădea nimeni nicio șansă să câștige alegerile prezidențiale. Nu cred că trebuie să vă readuc aminte. Era candidatul care, mă rog, era challenger și aproape nimeni nu-i dădea nicio șansă. Neavând experiență de discurs, practic i-am energizat sala înainte de discurs. Asta a fost tot. N-am contribuit, l-am susținut și în primul și în al doilea mandat. Dar cine și-ar fi putut imagina că în al doilea mandat poate să se schimbe cu 180 de grade față de ceea ce a fost în primul mandat? Nu sunt singurul care am luat țeapă. Am luat țeapă 6 milioane jumate de oameni care chiar am crezut în ceea ce spune și în ceea ce a arătat că poate să facă în primul mandat, în primii 5 ani de mandat. Iohannis parcă e înlocuit de o sosie, parcă nu mai e Iohannis ăla din primul mandat, parcă nici nu mai știe că e președinte, În ceea ce privește junta militară, hai să fim serioși. În România, din 1989, în loc să vină la putere Václav Havel, Lech Walesa, cum a fost în Cehia, în Polonia, în România a venit la putere prietenul rușilor, nomenclaturist de vârf, care era marginalizat, e adevărat, Toarșu Iliescu, care practic a creat această alianță nocivă pentru România între nomenclatură și securitate, care a pus bazele democrației șchioape, care sare în piciorul stâng de 34 de ani. Și astăzi, sunt la butoane cam tot același tip de oameni care iau decizii din umbră și care manipulează deținătorii aparenți de putere. Hai să fim serioși. Dacă Ciucă primește un ordin, de-aia a fost pus. Pentru că dacă primește un ordin, îl execută fără crâcnire, că asta a fost toată viața lui. Să dea sau să execute ordine. De Bode, nu mai spun, se comportă ca un milițian de dinainte de 89. Și la el, dacă aude numai că e o rumoare prin pădure, deja îi tremură brăcinarii și execută înainte să primească ordinul. Realmente, în fruntea PNL astăzi, o juntă militară care nu mai are nicio legătură cu democrația și cu voința reală, nici măcar a membrilor Partidului Național Liberal. Noi suntem consecvenți în ideile și valorile noastre și știm cine este inamicul, știm care este câmpul de luptă și știm, care e linia, aliniamentul de luptă și ce n-aducea nu aduce ceasul. Chiar dacă astăzi vedeți la televiziune națională aproape în fiecare zi câte un sondaj de opinie în care te și mir cât crește alianța asta, ca tot frumos într-o zi cât alții în 7 ani,
realitatea de pe teren este cu totul și cu totul diferită, lumea este nemulțumită și va exprima această nemulțumire printr-un vot amplu împotriva acestei alianțe. Domnule președinte, în ce condiții ați fi dispus să mai colaborați cu actualul PNL? PNL în alianță cu PSD este inamicul nostru politic astăzi. Eu am mai fost întrebat, ascultați-mă, eu am mai fost întrebat de 7, 10, 15 ori până acum. Pentru a putea colabora cu PNL este necesar, indispensabil, să se întâmple trei lucruri. Unu, să se rupă de Iohannis, să nu mai asculte ordinele lui Iohannis. Doi, să se rupă de PSD, să rupă alianța cu PSD-ul. Și trei, să plece acasă căței lui Iohannis, adică Ciucă, Bodă, Rareș Bogdan, Alina Gorghi, chiar dacă nu-i de acord cu mine, domnul Nica. Și trepădușii ăștia, epigonii ăștia, care practic au transformat PNL într-un vasal nedemn al comuniștilor. Dar Rareș Bogdan a zis că este de europarlamentare când era președintele PNL. Era alt Rareș Bogdan. Dacă vi-l aduceți aminte, era Rareș Bogdan care făcea emisiuni împotriva PSD în Piața Victoriei, în timpul manifestațiilor din contraordonanței 13, în timpul manifestației de la 10 august, chiar nu vi-l aduceți aminte pe Rareș Bogdan. Și atunci, cum este posibil ca o colaborare cu PNL să nu mai există, atâta vreme primarii PNL vor susține și vor avea... Când acești primari, când acești primari PNL își vor revendica dreptul de a-și impune punctul de vedere în ceea ce privește deciziile la nivel național și vor azvârli de la putere pe nedemnii epigoni care răspund la comenzi și se va alege, poate odată vă conduce, mai putem sta de vorbă. Dar, sincer, mă îndoiesc că asta se va întâmpla în acest cincinal. N-aduce anul ce aduce ceasul. N-aduce anul ce aduce ceasul. Dar ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Robu, Iohannis, Rareș Bogdan, pe niciunul nu mai recunoaște, îi răpesc extraterestri, ce? Păi dumneavoastră recunoașteți pe domnul Rob, eu l-am văzut pe domnul Nica cu primar liberal în spatele lui, luptându-se împotriva deciziei aberante, care este împotriva voinței reale a cetățenilor din județul Timiș, de a preda județul și președinția Consiliului Județean către locotenentul lui Ciolacu. În timp ce Robu era pe centură, parcă era un... Nu, parcă se simțea bine, adică și aproape că făcea giumbușlucuri de bucurie în spatele lui Ciolacu și al lui Grindeanu. Adică chiar Drobu e candidatul PSD, nu e candidatul oamenilor care gândesc libera, timișorenilor cu viziune și gândire liberală. Și ce n-a întâmplat, domnule președinte, cu cei din PNL, nu-i mai recunoaște? Ce s-a întâmplat cu ei? Să vă răspund de ei, mă întrebați pe mine. Eu mi-am păstrat convingerile, pozițiile publice. Ei s-au schimbat și ei trebuie să dea seama oamenilor de ce s-au schimbat atât de rău. S-au schimbat în rău. Ține-o minte bine sau în 2010 sau 2011 când s-a format USR-ul, a fost unul dintre puținii lideri liberali care s-au opus. Nu numai că m-am opus USL prin declarații publice, numai că am fost singurul care am votat în delegația permanentă împotriva USL. Ponta aia cerului Antonescu, cred că de sute de ori mă dea afară din PNL din cauza pozițiilor publice critice față de guvernare. Antonescu s-a rugat în campania de locare din 2012 de președinții de filiale să nu mă mai cheme pe mine în campanie, că eu mă duceam în campanie numai la candidații de primar PNL care se băteau cu primar PSD în funcție. Și normal că făceam campanie pentru primarii PNL și Ponta primea de la președinții PSD-iști, iar a venit Orban să ne facă praf primarul în funcție să sprijine primarii liberal. Eu, cum să vă spun, nu-mi place să... Pentru mine lucrurile au fost clare. În momentul în care FSN s-a transformat în partid politic, adică nou PCR, am înțeles despre ce este vorba în România și de atunci am fost întotdeauna de cealaltă parte a baricadei, împotriva
acestei conspirații antidemocratice prin care s-a construit o pseudo-elită care era de fapt tot nomenclatura securistă care era la putere și până în 1989 și sunt consecvent de atunci împotriva lor, indiferent ce avataruri, sub ce avataruri s-au ascuns și indiferent de mijloacele prin care au influențat deciziile fundamentale în societatea românească. Domnule Nica, spuneați că împreună cu domnul Obu ați fi putut scoate în flor pe Timișoara respectivului de Timișoara undeva peste 50%. În condițiile în care e clar că produceți în alianță cu domnul primar, domnul Ortiz, cam cât trebuie, cât procente trebuie să mă ajutați? Eu zic că am câștigat. Eu zic că nu am pierdut. Eu zic că faptul că am păstrat linia dreaptă și m-am opus dictatului de la București, am crescut în ochii oamenilor. Asta este părerea mea și convingerea mea, dar lucrul acesta l-am simțit în magazine, pe stradă. Chiar și astăzi cu domnul președinte ne-a oprit oamenii și ne-au felicitat pentru linia dreaptă pe care am ținut-o. Și acest lucru ne dă încredere că vom ieși învingători din această competiție electorală din 9 iunie. Domnul Robu avea de ales între a fi consecvent și a sprijini filiala Timiș pe care a condus-o atâta vreme sau de a merge pe centură cu adversarii politici. Dumnezeu s-a considerat că PSD-ul îi aduce un avantaj în această competiție electorală. Părerea mea este că acel candidat, în speță domnul Robu, care alege susținerea PSD-ului, va pierde alegerile din 9 iunie. Am spus-o asta și acum o săptămână și din ce în ce mai convins sunt de acest lucru. Nu l-am trădat pe domnul Robu, am fost un partener loial, știți divergențele noastre din trecut, însă am considerat că pentru PNL în momentul respectiv era cea mai bună variantă. E evident cine a trădat în acest parteneriat, din moment ce domnul Robu, când noi ne strigam nemulțumirea în Piața Unirii, în stradă, zeci de membri PNL, primari, aleși locali, dumneavoastră a ales să meargă pe centură cu Simonis, cu Ciolacu, cu Grindeanu, adversarii noștri din totdeauna. Deci, dumneavoastră spuneți că domnul Robu a trădat pe de-o parte, dar pe de-altă parte, dumneavoastră nu ați respectat ierarhia de partid, în sensul că în gen și la cel mai înalt nivel al partidului s-au luat niște decizii pentru fiecare județ în parte, iar dumneavoastră ați ales să intrați în zonă de rapaj și să întoarceți spatele PNL-ului. Privind din afară, puteți primi povestea asta și așa. Deci eu zic că derapaj a fost decizia celor de la București de a nu respecta voința filialei statuată prin hotărârea în unanimitate în Comitetul Director Județean. Și din acest punct de vedere, derapaj consider modul în care ei au ales să ducă negocierile pe la spate în mod netransparent împotriva voinței timișenilor și a timișorenilor care vor să-și aleagă singuri reprezentanții și să aibă un reprezentant de dreapta în alegerile locale din 9 iunie. Eu am fost consecvent doar cu aceste principii pe care le solicitau membrii de partid, pe care le solicitau timișenii de rând și din acest punct de vedere nu am ce să-mi reproșez în conduita mea față de această clică supusă PSD-ului de la conducerea PNL din momentul de față. Evident că nu sunt de acord, nu am fost și nu voi fi de acord cu modul lor de acțiune. Pot să spun foarte franc și clar că nu sunt de acord cu ei. N-am mers să-mi rup cămașa de pe mine și să mă autoflagelez în piața publică de decizia lor din BPN. Am acceptat-o cu demnitate. Am spus că nu sunt de acord cu ea și mă lupt până la capăt pentru valorile în care cred, pentru că aceste valori liberale pe care le susțin și gravitez în jurul lor de 20 de ani, nu se schimbă.